a fost dar el și a zis, bă, da, aveți dreptate, ăsta a fost mandatul. Dar nu cred că e liderul de care România s-ar putea să se agațe la un moment dat, nu cred. E un foarte bun lider de stradă. Când e cea mai rea? Tot rămâne. Tot rămâne ceva. E un accident vascular de tip Vadim Tudor. Un cizmar, analfabet, secretarul de partid cum se cade. Clovn, foarte talentat, un fel de Caragea Vodă venită dintr-o condiție de prostituată ca Evita Peron. Că Ceaușescu 50 de cuvinte în vocabular. Este un produs al sistemului. Bă, a fost un pirat crescut de american, care e omul americanilor. Și vreau în puține cuvinte să facem un exercițiu, știu că îți va fi destul de greu, să califici și să descrii câteva nume pe care ți le voi spune. Începem cu Ceaușescu. 2-3 cuvinte pentru fiecare. Ceaușescu a fost, dacă vreți, cel mai mare ghinion pe care l-am avut noi în tot caierul socialist. Pentru că am ales în loc de un intelectual ca Dubček în Ceoslovacia, ăsta era Dubček, am ales un cizmar, analfabet, dependent sexual de o sinistră. Băi, așa a fost, nu. Nu sunt degeaba. Săracul. Bă, dar ce-i făcea? Îi făcea nod la puță, ce-i făcea? N-a avut altă femeie în afară. Bă, dar era pare... și mișto când era tânără. Era drăguț. El nefiind un bărbat nasol, stai. Da, era săraca, ferească. Băi, deci poporul român i-a zis sinistra pe bună dreptate, deci n-am nicio îndoială. Pă zice trece că sinistra a fost sinistră. Lenuța, mă? Lenuța da, mă, a fost, bune. Băi, hai că era fată mișto. Țiții, buchii, tot, deci, nu? Groaznic a fost aici. E singura soție de dictator, ca să vă dau un incentiv, care și-a dorit nu blănuri, nu pantofi, nu miliarde la cec, ci și-a dorit titluri academice. Da. Și a lăsat în urmă o moștenire de doctorate, 80.000 de doctorate. Avem 80.000 de doctorate. În 100 de ani s-au strâns 3.000. În 34 de ani s-au strâns 70 sau 84 de... 81.000. 85, de rest. Diferență. Bănenicule, deci asta e moștenirea sinistrei. Și el și ea au fost colecționari de titluri academice. El era doctor în economie, da, și doctor în științe politice, era doctor în chimie, honoris causa. Bă, deci... Hororis causa. Exact. Deci asta este o moștenire proastă, adică Ceaușescu n-a murit. Dacă voi credeți că i-am omorât la Revoluție, nu. Ei sunt vii în ceilalți din jurul nostru. Hai să trecem la următorul. Te rog. Ion Iliescu. Băi, Ion Iliescu, cum zicea, bine zicea Dinescu aici, ca să încep cu caracterizarea lui Mircea, a fost ăla secretarul de partid cum se cade. Adică... Limbincuristul mic. Nu, era băiatul de treabă de la partid. Da. De-aia l-au și ales. L-au ales și americani și rușii să joace rolul ăsta. Pentru că Iliescu totuși, sigur, nu pot să spun că nu era un om politic, că n-a fost un om politic bun. Dar pe de altă parte, prin refuzul de a returna proprietățile celor care le-au muncit, a transformat România, acest blocaj de tip regimul Iliescu, în țara cu cele mai multe procese din toată Uniunea Europeană. Sunt acolo, încă mă lupt. Pentru proprietate. Pentru proprietățile soacră-mii care săraca s-a și prăpărit, exact, și nu le-a văzut. Adică... Deci noi n-am rezolvat nici acum, după 34 de ani, problema. Păi da, dar știi ce ar însemna să rezolvi problema proprietăților? Să se ducă dracu un organism care la ora actuală funcționează pe niște sume fantasmagorice numit ANPC, fondul proprietatea, căcat pe varză. Păi ce vrem în momentul în care se termină toate problemele astea, aia să rămână fără job? Da.
Adică nu poți nici chiar așa. Noi avem mai multe procese în București decât are toată Grecia. Da. Pentru că suntem am devenit, pe cale de consecință, procesomani. Că nu ne-am lămurit această chestiune a proprietății. Și toată lumea, bunicii, au stat unii în tribunal zeci de ani ca să-și ia proprietatea înapoi. Soacră mea s-a prăpădit și n-a văzut rezultatul. Exact. Vezi? Da. Toți avem adică... câte o victimă a acestui da. Comunism și ilieșcianism în familie. Mergem mai departe. Adrian Năstase. Dacă mă întreb pe mine, Năstase a fost arghirofilul perfect și un fel de Caragea Vodă, dacă e să o luăm pe fanariotism, și în același timp a fost... Bine, dacă, el trăiește încă, săracul. El trăiește, nu, și știe că am luat multe interviuri lui Adrian Năstase și a fost cel mai strălucit din punct de vedere intelectual rezidu al Partidului Comunist. Da. Adică, din punctul ăsta de vedere, Năstase a fost exemplar. El a vrut să, la un moment dat, nu știu dacă mai știți voi, a vrut să facă alegeri anticipate, în care să bage linia a doua care conducea partidul la fund și să bage o linie fresh de intelectuali în rândul PSD-ului. Nu l-a lăsat Iliescu. Da, așa e, că el a vrut atunci să reformeze. El a vrut să facă un soi de reformă umană a clasei politice și mai ales a PSD-ului și sfătuit de Hurezanu. Atenție! Și n-a reușit că nu l-a lăsat Iliescu. Năstase a fost aratat, dacă vrei, un destin istoric pe care putea să-l aibă, fiind unul dintre cei mai mari reformatori, pentru că a avut puterea în mână. Năstase chiar a avut cea mai mare putere ca prim-ministru în mână. Era omul stat care conducea partidul stat. Deci dacă era bine orientat, Năstase cred că era și acum la putere. Corneliu Vadim Tudor. Bă, a fost un clovn foarte talentat al securității și al jurnalismului de tip Săptămâna Mare, că el lucra cu Barbu. Da. Și din punctul ăsta de vedere a fost un tip de expresie a naționalismului securist de din afara partidului, care a avut epoca lui de mare apreciere. Stai, că el a avut și 25% din electorat. Da. Un sfert din electoratul românesc a votat la un moment dat cu Vadim. Da, așa este. Deci... Mergem mai departe. Mergem. Nu este asta ordinea, dar încerc cumva să cresc, dacă vrei, gravitatea Carol al Doilea. Momentului. Nu vreau să mergem la Carol al Doilea. Îl avem pe Corneliu Coposu. Seniorul. Da. Băi, seniorul a fost, dacă mă întreb pe mine, cel mai strălucit reprezentant al interbelicului post-decembrist. Adică șef de cabinet al lui Iuliu Maniu, deci președintele Partidului Național Țărănesc Creștin și Democrat după 90. Corneliu Coposu a avut cea mai mare șansă de a reforma România. A câștigat alegerile, nu-i așa, în 96 cu Constantinescu, dar a ratat președintele. Adică, în loc de Rațiu, l-am avut pe Emil Constantinescu. Asta, dacă mă întreb pe mine ce aș putea să-i reproșez lui Coposu, este această alegere între Rațiu și Constantinescu. Din cauza unei rivalități, probabil, cel mai probabil din cauza unei rivalități de tip politic, interior din Partidul Național Țărănesc. Următorul. Sorin Ovidiu Vântu. Bă. N-a fost neapărat implicat politic, dar acolo unde a fost... N-a condus un partid. Nu, politic. N-a condus un partid. N-a condus un partid. Ați dar și-a lăsat amprenta. Da, și-a lăsat. Și în presă, și în politică, îți de acord cu tine. A fost unul dintre patronii de presă, cei mai străluciți, cum ți-am zis mai devreme, care aveau un respect și un
cult pentru elite. Ceea ce pentru un buticar, un cumpărător de acțiuni la fondul proprietatea, cum erau ele în anii 90, e mare lucru. Adică omul și-a dat seama că fără elite și fără a cultiva elitele, el a fost unul dintre mafioții care a băgat cel mai mulți bani în elite. În teatru, în gale, da. De premiere a elitelor. Stai, a susținut puternic cultura. Exact. Adică... Ceea ce, bă, cine susține astăzi cultura puternic? Exact. Sau dacă vrei mai pormânește, Spătaru. Exact, da. Muguri Sărescu. Muguri Sărescu a fost unul dintre intelectualii securității. Mă, este cel mai longeviv guvernator. Există trei feluri de guvernatori. Au existat. Guvernatorul Băncii Naționale, guvernatorul Deltei Dunării, unul dintre ei, și singurul pe care l-a reținut lumea, păi da, să și știi. Guvernatorul Văjiului. A mai fost o formă de guvernator. Cine a fost atunci? Nu mai știu ca nume. Bine, apelez la hardul tău ăla mare. Nu mai există funcția asta astăzi. S-a dus dracu, așa e. Da. Deci, dar a fost o scurtă perioadă de timp. Exact, câțiva și parcă Năstase o inventase sau cine? În perioada aia se inventase, nu? Da, ok. Deci, da, din punctul ăsta de vedere pot să spun că guvernatorii au fost puțini în România. Eu și Isărescu. Nicolae Văcăroiu? Văcăroiu a fost un tip de comunist luat din CSP, adică Consiliul Social, Economic și Politic, care a fost foarte suitable pentru Iliescu. A fost colacul de salvare? Nu. Deci a făcut lucruri foarte bune. Nu, la momentul respectiv? La momentul respectiv a făcut lucruri foarte bune. Sigur că n-a fost cel mai strălucit prim-ministru pe care ni l-a putea fi dorit. Dar Văcăroiu a fost mult mai bun decât alți prim-ministri care sunt și astăzi, da? Că, cum am spus-o de curând la Canalul 33, suntem conduși de gestionari, șoferi și secretari. Vorbind de prim-ministri și îl vreau pe unul din umbră, Liviu Dragnea. Bă, Liviu Dragnea a încercat să joace un rol foarte important în naționalismul socialist democrat al PSD-ului. Din păcate n-a știut să o joace bine, n-a știut să-și atragă societatea civilă de partea lui, ceea ce este grav și a fost fatalmente pentru el, și nici străinătatea. Acolo cred că a greșit el, da, mai mult. Știi, ca și Ceaușescu și Liviu Dragnea, n-a știut să-și ia străinătatea de partea lui, deși a încercat. Și mergem la un prim-ministru care și-a lăsat o amprentă puternică asupra țării și nu numai asupra țării, și asupra partidului care încă este la guvernare și va mai fi la guvernare. Victor Ponta. Victor Ponta a fost cel mai bun premier pe care l-a avut PSD-ul ever în ultimii 30 de ani. Și cel mai tânăr. Și cel mai tânăr. Asta a fost și... Și a fost omul care la o vârstă fragedă a fost cel mai puternic om din stat. Exact. Numai că vezi că puterea totuși corupe și puterea pentru o vârstă ca lui Victor Ponta a fost un fel de pălărie prea mare pentru el. Aia să-l fie... Adică dacă e să mai aleg o dată între Ponta și Iohannis astăzi l-aș alege pe Ponta. Și ai adus vorba de Klaus Werner Iohannis. Da. Bă, cea mai bună poreclă pe care... Zumbringen sau cum să zic? Exact. Cea mai bună poreclă pe care am auzit-o dată lui Iohannis a fost, culmea, Dumnezeu s-o ierte, a vicepreședintelui lui Emil Constantinescu, Zoe Petre, fica academicianului Emil Condurachi, Zoe Petre, și care a spus că este robotul de bucătărie al aliaților. Mi s-a părut cea mai scurtă și succintă prezentare a faptului că Iohannis n-a fost președintele românilor, ci mai degrabă președintele străinilor. Este cea mai mare dezamăgire de după Revoluție? Da.
De departe. Unii au zis că e Emil Constantin. Nu. Nu, stai, Emil Constantin. Stai. La Emil Constantinescu, mi-e greu să spun că a fost cea mai mare dezamăgire, pentru că până una alta nu, Emil Constantinescu... Nu, el e cotat în preferințele electoratului la ora asta pe locul 3. Adică președinte pe locul 4. După Ceaușescu, Iliescu și Băsescu. Eu n-am fost de acord cu acest, cum îți spuneam la un moment dat, cu acest top. Eu cred că Iohannis a fost cea mai mare dezamăgire din punctul ăsta. Mergem către o altă dezamăgire, dar ăla este o dezamăgire națională, aș zice eu. Gabi Oprea. Băi, Gabi Oprea este un produs de sistem. Și eu nu l-aș lua în considerare ca fiind o dezamăgire. Niciodată nu m-am așteptat de la Gabi Oprea să fie o amăgire. Niciodată, adică stai să ne înțelegem. Gabi Oprea a fost un produs, a fost, dacă există, și acum dacă voi căutați poze pe Google, o să vedeți că există o poză, dacă n-au șters-o ăștia de la servicii, că cu asta se ocupă, cu ștersul pozelor politice și cu poliția politică, de fapt. Gabi Oprea a fost un produs al sistemului care era lângă Miron Cosma la Mineriada, cu o helancă și un... îl vedeți, îl găsiți pe... E poză. Aia e. Prima, nu? Asta. Asta e. Dar nu e cu helancă, e cu crăvățică. Da, are și o poză cu helancă în care îi duce poșeta lui Miron Cosma. Și am ajuns la Miron Cosma. El era omul sistemului pe lângă Miron Cosma. Și am ajuns la Miron Cosma, Luceafărul Huilei. Exact. Bun, altfel bun. Viteaz, mineri, care duce tradiția descreierată, totuși o tradiție descreierată, a minerilor și a revoltei din 77. Știți că pe lângă revolta din 87, despre care știm, a brașovenilor, mai există o revoltă în 77 a minerilor. Da. Care s-au confruntat cu Ceaușescu însuși. A fost în mine și i-a întrebat ce vor. Ca Tito la revolta studenților. Ca Margaret Thatcher, exact, în Irlanda. Exact. E, cam asta a fost Miron Cosma. De Miron Cosma. Traian Băsescu? Bă, a fost un pirat, a fost un președinte foarte inteligent, foarte priceput. Un talent administrativ, un talent carismatic. La nivel de București, șapo. Șapo, na. Eu am fost primul lui mare adversar după 2004. Deci în 2006 sau 2007, cred că la 2 ani, 3 ani, după ce a venit Băsescu, am zis, a venit Putin de România. La Turcescu, la emisiune, la 100%, garantat 100%. Și am zis, toată lumea a zis, ai, dar cum ții cu mafioții pe care îi confruntă Băsescu? Adică Patriciu, știi că... Da. Și am zis, bă, o să vedeți că băiatul ăsta omoară capitalismul românesc. Băi, că nu se poate, că lumea nu trebuie să mai fure, că vai cum... Am avut dreptate. În materie de Băsescu, în dreptate, este omul care a introdus în intestinele, în vintrele statului de drept românesc, a introdus securitate. Și atunci ne întoarcem către... Și așa a rămas. Și atunci următorul personaj și următoarea, Laura Codruța Chioveși. Tu vrei să mă provoci? Da, cum să nu? Păi, până la urmă, stai o secundă. Mai arată-mi și mie unul din presă la ora actuală care i-a prins pe toți, în afară de tine. Mai sunt câțiva, mai nu sunt, sunt ok, mulți. Dar da, care au și curajul și 10, au și sesilii, pe bune, așa, da, să suficiente să le zică. Laura Codruța Chioveși a fost o alegere a sistemului pentru postul de DNA, pentru postul de parchet, procuror general al parchetului european. Ea este împinsă de serviciile secrete românești și de serviciile secrete străine. Dar ai considerat-o o steluță pe...
A, da, e luată în calcul și la ora asta ca o posibilă candidată la prezidenție. Și pe lângă chestia asta, a reprezentat atunci, în momentul în care începuse lupta împotriva corupției, ca acel Lucifer care ar trebui urmărit, nu? Sau urmat. Sau acea stea... Nu mi s-a părut niciodată Laura Codruța Chioveși o stea care trebuie urmată. O basketbolistă de 1,85 sau 1,87. E greu să devină steluță, nu? Da, care e mai puțin sexy decât toți câinii din cartier. Aoleu, aoleu. Bă, da, așa e. Dar vorbind de sexy, Nuții Udrea? Sexiness. Nuții Udrea a fost Evita Peron. Dacă știe ce cineva, Google. Evita Peron, amanta dictatorului oficial sud-american, venită dintr-o condiție de prostituată ca Evita Peron. De la Buzău. Trecută pe la colonelul Tuțulescu, țigareta 1 și 2. Pentru cine nu știe, iarăși googlit, țigareta 1 și 2. Nuții Udrea a fost o super gagică venită din zona despre care vorbeam mai devreme și care a fost amanta lui Traian Băsescu și care a condus România la propriu. La propriu. Care a învârtit milioane, zeci și sute de milioane pe mână. O avocată, nevasta lui Cocoș, amanta președintelui Băsescu, care a condus România. Asta este Elena Udrea. Este una dintre cele mai inteligente femei pe care le-a avut România după Revoluție? Da. Dacă e să o luăm pe inteligență, da. Nu poți să-i negi inteligența Elenei Udrea. Inteligență nu înseamnă neapărat intelectualitate, înseamnă supraviețuire, înseamnă exact, multe. Nu. Înseamnă multe. Exact. Deci da, Elena Udrea a fost una dintre cele mai inteligente produse ale sistemului, că nu era în afara sistemului, nu era o gagică antisistem. Nu. Nu a luptat, n-a fost în piața universității, n-a fost la în 2012 la manifestația împotriva lui Băsescu, n-a fost împotriva exploatării Roșiei Montana. Deci nu. Nu ți spaima Constituției, cum da. A fost o rubrică în Cațavencu, a fost și de-aia și pedepsitosistă. Că te întreb de ce e în pârnaie. Pentru că sistemul s-a simțit atât de umilit de puterea doamnei Udrea, încât a trecut și peste lege, peste CCR, ca să o țină acolo. Ca să arate tuturor că cine înfruntă sistemul, chiar dintr-o poziție de mafiot, chiar dintr-o poziție de amantă a celui mai puternic om din România, se pedepsește. Cam asta e povestea. Lunuții. Avem 4 runde de alegere anul ăsta. Este anul, din punct de vedere financiar și din punct de vedere bani investiți în chestia asta, crunt pentru România. Este. Și avem niște personaje care ies în față așa, cum să spun eu, din toate pozițiile. Primul și cel mai important din punctul meu de vedere este Mircea Joan. De acord cu tine. Hai să-l caracterizăm un pic pe Mircea Joană. Acest om care a reușit să reziste în poziția de secretar general al NATO, destul, și o face destul de bine. Și despre care se spune că Stoltenberg nu vrea să-i dea drumul. Păi dovadă că au prelungit și contractul, ca să zic așa. El trebuie să-și declare candidatul la prezidenție imediat sau a doua zi, în următoarea oră în care renunță la funcția de secretar general adjunct. Da, scuză-mă, că n-am spus e, dacă e să mă întreb pe mine, cunoscând foarte bine istoria politică a României, Mircea Joană, dacă există cineva în România care e crescut de american, care e omul americanilor 100%, e Mircea Joană. Nu Ciolacu, nu Ciucă. Îl vezi un posibil președinte? Da, eu am pariat pe el. Dar mai avem niște candidați importanți. Care sunt? E adevărat, Ciucă. Nicolae, să trăiți, nu face nimic, două vorbe și cam atât, că de restul caramele. Tot ca Ceaușescu, 50 de cuvinte în vocabulă. Mă, ești exagerat. Ești exagerat. Exact, cred că exagerat. Deci știu că este tot o opțiune americană. Să n-ai impresia că candidatura lui Ciucă
din partea Partidului Național Liberal nu este cu binecuvântarea de la... A, nu, fără discuție. Dar Marcelino atunci? Marcelino este un produs al sistemului, adică... Atât. Atât. Își depășește condiția? Își depășește condiția. De la Buzău, de vânzător de covrigi. O, da. Marcelino joacă foarte tare. Mie îmi place. Ți se pare a fi acel lider minimo, că nu e maximul niciodată. Minimo. Da, asta lider minimo. Este. Al PSD-ului? Da. Pentru că PSD-ul ne place sau nu ne păi place. Păi cine are PSD-ul? Păi asta zic. Nu mai are pe nimeni. Păi cine? Pe Firea? Păi Daia? O să câștige Nicușor. Doamne ajută. Nu? Sau cum? Ba da, eu îl cunosc pe Nicușor de când era student. Student. L-a ducea Viorel Moțoc la Cațavencu și se uita la noi cum făceam bule la masă pentru poze. Deci Nicușor va câștiga. Oricum e primul sondaj și la ora asta. Este Nicușor omul de care avea capitala nevoie? Da. Și nu mă gândesc categoric. Aici. Categoric este. Pentru că din punct de vedere relație cu publicul și relație cu presa, iartă-mă, dar nicăieri către niciunde. E, da, e bâtă. Adică da. O zdărâmă totalmente. O zdărâmă este, așa e dreptate, nu pot să zic nu. Dar cu toate astea s-a lucruri da. Pe care nimeni n-avea curajul să le facă ca să nu devină o zdărâmă. Și mai avem de partea cealaltă pe Piedone. Care la sectorul 5 în ultima vreme, fără niciun fel de exagerare, bă, reușește să spoiască gardul și să ascundă leopardul într-un mod... Cam așa. Dar într-un mod plăcut, pentru că lumea cam asta își dorește, de fapt. Da. Bolojan? Bolojan era ca un primar nume. Sau ce? Nu, era un nume de viitor, prim-ministru, povești. Da, Bolojan a fost o legendă, nu pot să zic că nu. Dar nu cred că e liderul de care România s-ar putea să se agațe la un moment dat, nu cred. Deci dacă mă întreb pe mine, Gioană va fi câștigătorul acestor așa. Alegeri. Și ca partid? Și asta vreau să spun. I-am și sfătuit pe ăștia la AUR că dacă vor să joace o chestie foarte tare, e ca Simion să nu mai candideze și să-l sprijine pe Mircea Gioană. Deci îți dai seama, Mircea Gioană cu un partid de 30% în AUR ar câștiga la pas. A, defilare? Ce vorbești? Îți dai seama, omul NATO, omul adică americanilor. Mihaela, dragostea mea să uită cu, cum să spun eu, nu că iese din istorie, dispare total momentul ăla. Deci eu dacă aș fi Mircea Gioană, l-aș suna pe Simion și i-a zice, bă, n-ai nicio sens să știi. Ești la 10-12%. Eu sunt la 34-35-37%. Poate chiar mai sus. Da. Poate chiar mai sus. Deci, păi ce contracandidat are? Stai. Cum? Ce contracandidat are? N-are. Gioana azi. Ciucă Ciolacu. Hai, bă. Ciolacu îl vrea președinte. Nu ai văzut cum se mișcă. S-a pozat cu Bibi Netanyahu, s-a pozat cu Meloni, s-a pozat cu Ursula, s-a pozat cu... Da, cu Trulea. Cu Trulea, exact. Hai la Simeon și la Șoșoacă, acest duo spectaculos din punctul meu de vedere, bă, pe scena politică. Șoșoacă e un accident al unei demențe naționale de tip Vadim Tudor. E un accident vascular? Vascular. E un accident vascular de tip Vadim Tudor. Păi da, Vadim Tudor a fost un accident... cerebral. Asta zic. Vascular e Șoșoacă. Cam asta zic și eu. Și Simeon? Deci el pe partea aia. Simeon e un foarte bun lider de stradă. De galerie. Ai vorbit în mai multe rânduri cu el, chiar și în emisiune. Am avut și... 3, 4, 5, da. Emisiuni, cred că vreo 5 emisiuni am avut. Da. I-am și zis că nu o să ajungă niciodată la guvernare. I-am și dat o pasta cu Gioană, candidat la prezidenție. Și dacă mă ascultă, va câștiga. În primul rând că nu se expune. Deci sistemul e împotriva lui. Mă, el a făcut un căcat amă că toate zile când au fost manifestările celor din agricultură, când a încercat cumva să ducă, să le bage în seamă, da. Și i-au tras ei niște șpițuri în curdă, cred că își poate chiloții cu patru. Foarte bine au făcut. Dar bine, aia a fost o mișcare că să poată de corectă. Lui să încerce. Știi cum e? Și la poker zici că ai un as și... Încerci o cacealma. Asta zic. Nu i-a ieșit, dar AUR-ul are... E al doilea partid.
Vreau să închem cu niște personalități extrem de importante pentru România. Și o să începem cumva în scară inversă. Începem cu Carol al II-lea, pentru că l-ai și amintit. Să zic părerea mea despre Carol al II-lea. Da. Băi, Carol al II-lea a fost cel mai rău rege pe care l-a avut România. Dar în același timp cultural. A fost cel mai cultural rege pe care l-a avut România. Sigur, dincolo de perioada de 48 de ani de domnia lui Carol I și a reginei. Da. Elisabeta, stai puțin, Carmen Silva, care a fost, nu-i așa, promotorul culturii române de la începutul secolului 20, sfârșitul secolului 19. Carol al II-lea a fost acel rege defect, care cu toate astea, știi cum e? Asta îmi place mie la monarhie. Când e cea mai rea, tot rămâne. Tot rămâne ceva. Da. Adică când e cel mai rău produs al monarhiei, cu toate astea, e în raport cu cel mai bun președinte. E cel mai bun. Adică Carol al II-lea, fundațiile Carol și toată investiția lui în cultură și toată priceperea lui, sigur că a fost un rege corupt. Și a fost cel mai corupt rege pe care l-a avut. Da, și curvar și a avut toate calitățile. Și curvar și priapic și de toate. Mai are vreo importanță acum? Uitându-te în urmă și găsind moștenirea culturală? Dar eu, care sunt un fan al regelui Mihai, fiul lui Carol al II-lea, și între ei, după cum bine știi, dacă voi știți, dacă nu știți, Google-it, relația dintre regele Mihai și Carol al II-lea a fost foarte dificilă. N-a fost relație. Exact, pentru că el l-a disprețuit pe Carol pentru ce a făcut mamei lui, regina Elena, și dacă ne gândim la actul de la 23 august, și cu asta încheiem, dacă nu era regina mamă, care a fost și onorată în Iași-Vahem, adică în femeia care a salvat cei mai mulți evrei din partea asta Europei, dacă nu era regina mamă, 23 august nu exista. Și dacă nu exista 23 august, cum mie mi-a spus Coposu la o discuție despre acest tip de lovitură de stat, pe care a fost o lovitură de stat, într-un fel o jumătate de lovitură de stat, când regele și-a arestat conducătorul, dacă nu era regina mamă, noi n-am fi avut 23 august, și dacă nu era 23 august, ar fi murit mult mai mulți oameni, pentru că rușii, dacă veneau fără 23 august, n-ar fi trecut prin foc și sabie. Și rămânea praful și căcatul. Pulver. Nimic nu mai rămânea. Și ultimul personaj pe care vreau să-l amintesc și despre care sunt convins că mă pregătesc să mai pun un hard, Carol I. Ba, Carol I a fost the real shit. E întemeietorul statului modern român. Este omul pentru care pașoptiștii l-au dat jos pe Cuza. Că toată lumea, am văzut acum la aniversarea Unirii, că i-au făcut o monstruoasă coaliție, lovitura de stat, care nu e așa, a nedreptățit un domnitor atât de reformator, precum că, măi, au venit oamenii în dormitor, l-au prins cu amanta, mă rog, că nu amanta era problema cea mai mare a pașoptiștilor. Chiar nu era Maria Obrenoviș cea mai mare problemă, ci au zis, bă, am avut o înțelegere. La al doilea mandat vine regele străin. Da, corect. Adică de-aia Cuza nu s-a opus. Cuza putea să-și adune armata în jurul lui. Putea să se opună. Da. La aceasta. Și a zis, bă, da, aveți dreptate, ăsta a fost mandatul. Hai să încheiem că e bine aici. Hai să încheiem că e bine aici. Da. Dă-și matale în Italia, îți iei și curva cu tine. Și lasă-ne, dracu. Și lasă-ne că vrem să aducem rege străin. Că ăsta a fost înțelegerea de la 1820. Așa văd și eu. De la 1820. Și a acceptat-o. Da. Deci marele lui merit, pentru că de-aia l-au ales, este că a acceptat acest tip de schimbare, care timp de 48 de ani, că atât a durat domnia lui Carol I,
timp de 48 de ani a reformat statul român vrând să-și dea demisia de 2 sau de 3 ori. Demisia abdice, cum ar veni, că era rege. De 2 sau de 3 ori, exasperat de opoziția și cârteala românească. Încă 2 întrebări și te las că deja... 2 și cu asta basta. Caragiale trăiește? E nemuritor. Caragiale este... în gena noastră, Caragiale este, cum să zic, e adorat. Doi oameni pe care îi adorăm. Caragiale și Eminescu. Hai și Brâncuș. Brâncusi. Brâncusi. Care, dacă ai să-l vezi în muzeu acolo unde e el localizat, scrie așa, artist francez. Provenind din Europa de Est. Deci, atenție, lumea îl știe. Noi credem că Brâncuși al nostru. Toată lumea știe că e artist francez. Și asta e și marea noastră problemă, că nimeni nu știe că noi, de fapt, am avut foarte mulți artiști români. Da, pe care ne-am căcat cu jet și stimă, că așa știm. We'll be right back.